Salutare, dragi prieteni! În clipul ăsta vreau să vă povestesc 5 lucruri pe care să nu le faci unui Passat B6-2007, inclusiv până la facelift. Deci, în cazul în care vrei să schimbi unul la mână, în cazul în care vrei să schimbi plăcuțele la Passat, nu încerca să, mai ales pe spate, că de spate e vorba. Știm că Passatul are frână electronică, adică electromecanică. Ai apăsat pe buton și s-o strâns plăcuțele de frână, trebuie să mă de mână. Încearcă să nu le depresezi cu ajutorul unei prese. Încearcă să... pentru că vei distruge motorașele, le vei strica pe amândouă. Dacă vrei totuși să le depresezi ca să schimb plăcuțele, apelează la un tester. Știu multe cazuri în care cu presă s-au încercat presarea etrierilor înăuntru și neștiind respectivul, au stricat plăcuțele, au stricat motorașele de pe spate. Doi la mână. Dacă ai DSG la Passat, știm că e cu dublu ombreaj uscat, încearcă să nu rămâi împormolit, să nu derapezi, să nu patinezi foarte mult, să învârte roțile în gol și să pui frână dintr-o dată. Gen, vrei să-ți faci balans, îi dai în față, pui frână și ai dat-o în spate. În momentul ăla poate să-ți sară cambreajul, e un ambreaj controlat de un motoraș mecanic, poate să-ți sară cablul ăla, are niște reglaje, poate să sară din reglaje și după aia să smuncească foarte rău când schimbă viteza. Poți să strici ambreajele foarte ușor, sunt destul de sensibile. 3 la mână. Când remorchezi ceva cu un B6, tot la cutie automată mă refer, încearcă să nu folosești accelerație foarte bruscă, să bruschezi, pentru că la fel vei simți la un moment dat că miroase a ars. Eu am pățit asta când a rămas împormolit, am patinat un pic, s-a întâmplat chestia aia cu motorașul, din câte m-a zis băiatul de la service, s-a sărit de pe reglaje, că are 3 reglaje de pe primul pe al treilea reglaj, smuncea foarte rău, plus de asta pot strica volanta, mai multe chestii, dar în mare parte nu bruscați nici când remorcați, încercați să remorcați lin, frumos. 4 la mână. Al patrulea punct despre care vreau să vorbesc este la Passat se aude un fluierat câteodată și mulți cred că e turbina. Dacă nu scoate fum, dacă merge în parametri și trage ca lumea, nu e turbina. Verificați, aveți garnituri la turbo, garnituri la admisie, furtune intercooler. Deci sunt mai multe de verificat înainte să vă puneți să cumpărați o turbină. Asta în cazul în care nu scoate fum și nu, și nu are joc foarte mare la turbină și mai multe sunt. Dar în principiu căutați chestiile astea prima dată și după aia cumpărați un turbo. Și ultimul lucru la care trebuie să aveți grijă la Passat B6-2007 este axul de la pompa de ulei. Acel ax arată ca un imbus. Ăla cu timpul se rotunjește și nu veți mai avea presiune de ulei ca lumea. Va pica prima dată turbina și după aia motorul, dacă se ajunge în ultimul stadiu în care să fie rotunjit. Se poate readapta de pe 1.9 să se ducă ceva modificări și să nu mai aveți probleme niciodată cu pompa de ulei. Dar asta doar la specialiști care au mai făcut așa ceva, servisuri care au făcut așa ceva, care știu ce trebuie să facă și cum să se ocupe. La Passat trebuie să mai aveți grijă la butonul de frână de mână, chiar la butonul fizic ca atare, pentru că poate să se defecteze, să nu mai puteți lăsa frâna de mână, adică rămâne blocată definitiv. Și o să se deblocheze, dar după multe încercări, adică după vreo 10-15 încercări să o deblocați, se va debloca la un moment dat.
ce trebuie să știți despre această mașină? Este o mașină, dacă vrei să o îngrijești ca lumea, deci să fie îngrijită, să fie servisată tot timpul, eu am avut această mașină, va trebui să schimbi cureaua de distribuție la 80.000, nu la 100. Acel ax de la pompa de ulei va trebui înlocuit și el tot la 80.000 de kilometri. Uleiul se înlocuiește și filtrele normal ca la orice mașină. Ce să zic, suspensia e un pic tare, modelul care l-am avut eu, Highline, este un pic tărișoară. Suport lombar pe scaune, la scaune avea bun, chiar bun. Așa ca o mașină de zi cu zi e ok. Na. Și am fost mulțumit de ea, dar am zis că o vind și iau altceva. Ca mașină nu era, eu am avut motorul cu un singur ax cu came. Iarna pornea foarte bine, n-aveam probleme. Injectoarele au schimbat, erau Bosch, schimbate în fabrică, în la rechemare. Au fost Siemens. Și era mulțumit. Ce mai poate pica, dacă băgați cumva motorină proastă, poate să pince pompa de motorină din rezervor, dar nu este foarte greu de schimbat, este chiar ușor. Dacă nu vreți la service, puteți să faceți chiar voi, luați codul de pe pompă, mergeți, vă comandați cu talonul în altă pompă și puteți să o schimbați, e destul de simplu. Dar asta în cazul în care băgați motorină proastă și nu e ok. În rest, la el a funcționat tot, în afară de, v-am spus, butonul ăla de frână de mână, care eu când am cumpărat-o trebuie să-l schimb. Dar în rest eu am fost foarte mulțumit. Dacă mai doriți videouri despre mașini, să vorbim sau vreți să întrebați ceva și ăsta ne interesăm și facem alte videouri, facem, vă răspund în comentarii, scrieți acolo în comentarii ce doriți voi și eu vă răspund. Dar cam atât ar trebui să știți pentru dacă aveți Passat pe 6-2007. Și până la modelul următor, cam așa e treaba cu ele, cu axele și cu astea, cam așa e treaba. După aia o schimbam motorul și o pus altceva. Dacă vă place ceea ce fac, dați un subscribe, un like și un share. Vă mulțumesc!